Bună ziua, domnul Adi. Bine v-am găsit. Am venit să vă întrebăm cum este viața aici la stână la domnul Toader și cum ați început să îndrăgiți oile. Păi, normal. Oile le-am... Păi asta e o moștenire pentru mine, ca cu oile. A fost din neam, de-a meu, a fost care a fost bătrânii noștri, vorba noastră. A fost numai doar la animale, chiar și taică meu. A fost iubitor de animale, dar nu de ovine, că a fost de bovine, dar eu îl moștenesc pe bunicul meu. Bunicul meu sta mulți ani de zile la urmă și îl moștenesc pe dumnealui. Și vreau să-i duc traiul înainte, vorba, sau cum să vă explic, să mă treci mai bine, moștenirea. Din dinainte, așa ne ducem noi. Sunt care sunt copii crescuți, dor. Ciobea sau care țin animale sau de astea, ei duc din generație în generație, mă. Chiar dacă îmi bătrâni eu, o să am urmașii mei, s-ar putea să ducă înainte tradiția asta. Și din cauza asta nu pot niciodată, nu putem zice că o rămâne fără animale, că unul la 1000 se mai naște care trage după un animal. Nu chiar toată lumea, dar se mai întâmplă, se mai naște copii care vorba aia le place, să sunt ca la ei acasă. Majoritatea pe care i-am întrebat au spus că după generația lor, cum ar fi generația ta, va dispărea. Toate vor merge la abator, nu pentru cred. Că au zis că ori nu pe cred. Cine au întrebat, nu mai văd viitorul. Nu cred, că chiar am pe fratele meu, ăla de 15 ani, el abia vrea să gate cu școala, că vrea să zică ferma lui proprie. Zic, mă, du-te înainte la școală, că eu nu mi-am făcut, că mi-am băut cerneala, că râd. Vorba asta și zic, mă, eu te ajut, când ai bătrânie, te duci tu înainte. Zic, fă-ți, că mai ai încă câțiva de zile de școală, zgaș, te duci înainte. Fratele tău te ajută, zic. Și așa zic, că de-aia nu pot muri. Că ne ducem din generație în generație, din fras, din neam, din copiii noștri. De-aia generația asta... Nu poate, eu încă nu mă simt cumva să văd cumva că să spiară generația asta, să nu mai ținem animale. Da, e adevărat că e criză, foarte mare criză de ciobeni, foarte mare criză de oameni. Sunt foarte multe, cum vreau să spun, interdicțiile, da, deja că nu mai avem dreptul la multe treburi. Ce interdicții pe odată? Normal, aici, pe unde ziua, pe pășunea asta, e zonă favorizabilă, avem dreptul, doar dacă merge pe alte părți, nu mai dreptul să ții câini cât vrei, trebuie să ai doar câini, 5 câini la 500 de oi, aici noi avem în jur la vreo 1000, în două turme, se aplică să ai și turma aia înaltă. Acolo sunt sterpe? Da, acolo doar numai mielușei. Aici, în jur la 600 de oi. Uitam. Și vreau să spun aia că îs locuri, știu foarte bine, chiar mă sună prieteni și colegii mei și chiar ciobani bătrâni care ciobănesc, am ciobănit de mic copil cu ei de la vârsta de 12 ani, îmi spun către mine, nu-i mai lumea cum a fost înainte nu mai avea treabă nimeni, am toată lumea traje pentru ei și nu-ți mai meri. Dacă asta ți-o pășunea, trebuie să stai aici. Nu mai ieșiri, nu mai dreptul la păduri. Pădurile 90% sunt grădite pe părțile astea. Nu mai e vorba aia. Tu nu mai poți toamna pleca la oghindă cu aia. Tu nu mai. Și din cauza asta zic foarte multă lume că după ce pleacă, cum e generația asta a mea, o să renunți foarte mult la așa, la animale. Din cauza, nu normal din cauza oamenilor, că nu mai sunt oameni, ar fi oameni, doar din cauza restricțiilor. Sunt foarte mari restricții și e foarte greu. Înainte a fost mai altfel, chiar eu știu de copil mic, că eram la vârsta de 12 ani. Da, mereu. Pe unde mi-ai fost? În care zone mi-ai fost tu? Ca... Eu cel puțin 90% am cebonit mai mult pe partea de comuna Lechința, părțile comunii Lechința, pășunile la Lechința, pădurile de la Lechința le știu foarte bine.
partea până în Chiralești, pădurile. Ce, chiar dacă... Ce câini aveți? Ce câini sunt? Normal, pe rasă nu știu să-i spun ce fel. E... Cățelul, la cățelul ăsta e mamă, asta de Asia Centrală, dar el e corcitură, nu e ceva rasă pură. Da, cățelul, da, pot să spun că rasă pură, adusă din Ungaria. E un fel de bundi, așa se numesc ei, e rasă pură. Și în afară de lechințe ai fost și ai fost așa pe munți, cum merg alții, Sibiu, zonele alea care se facă... La Sibiu nu am fost, pe la Maramureș, dar am stat timp iarnă, dar prima oară când eram la munte, eu mai mult am stat la oile satului. Mai mult mi-a plăcut să stau cu oameni, să vină oameni pe la mine, a fost treburile astea. Mai mult am stat, v-am zis, vreo 6 ani de zile la lechința, la oile satului eram... Bine, tot, era mai mult, că eu ce aveam, 13 ani atunci, la 14 ani jumate, mi-a fost lăsat, m-a lăsat un coleg, tovarășul meu, și trebuie să revin eu. Cum a fost, cum așa anul ăsta stăm în 4, doar la anul am stat în 3 și am trebuit să duc la 14 ani, am trebuit să duc eu responsabilitate ca șef de stână. Eu trebuia să știu tot ce am de făcut. A, da. Pe la oile satului se mulgeau de 3 ori pe zi, nu? Și fiecare veneau și îți duceau laptele. Nu, că nu? Le duceam brânza. Aveam bași care stăteau la stână și le făcea brânza. Dar așa acolo, că trebuie să și cu capul pe umeri, trebuie să știi că dai la unul cât ai dat la ăla, trebuie să scrii. Și vorba aia, cum o zice cineva, zice, am mult eu banul, nu mai pot zice că e ceva. Că trebuie să fie și secretar, și doctor veterinar, și tractorist, să fie și ceva să meargă la ele. Trebuie să ai 4 meserii. Nu e numai vorba că, mă, iau bota și mă duc. Că nu e așa ușor. Dar de unde știi cât lapte trebuie să dea la un om? Se face, se calculează? Cum se calculează? Păi, se calculează cap de oi, nu? Cel puțin aici s-au dat 40 de litri. Pe alte părți se spune că dau 7 kg de brânză după cap de oaie. No, cel puțin ai 7 oi, îți calculezi. Eu azi vara am avut 20 de oi cu lapte, am luat 800 litri de lapte după ele. Că aici noi nu facem brânză, noi cu laptele suntem altfel. Sunt alte locuri și după oameni și după animale. Că nu le pot deosebi. Vorba aia, nu poți face diferență, pardon, de animale, că fiecare om ține cum poate. Sunt altele cât mai bune, sunt altele cât mai rele. Nu te poți certa acum. Eu am copilărit aici, așa am fost aici, dar eu dădeam în strungă și fiecare venea și își lua laptele. Nu se mai practică asta. Anul ăsta nu a fost așa, că am eu îmbătrânit, nu mai pot. Și mai bine le-am dus noi, dacă am fost în 4, anul ăsta am putut, că oricum doi totdeauna mereau în sat și avea ce să ducă la oameni. A fost, una la mână a fost mai bine decât să aștept pe badea sau pe lealea până vin să-mi dea în strungă la 8 sau la 9. Noi dimineața la 8 eram pornit oile. Așa ne trezeam, noi făceam programul nostru și era mai ușor pentru noi. Și una cel puțin avantajul animalelor. Acum mai mulgeți? Da, încă mai mulgem până am